Apa este izvorul vieții. Din apă suntem făcuți. Vă mulțumesc din suflet. Dați dovadă de că sunteți civilizați, pentru că am venit din toată țara alături de noastră. Pentru respectul multei oamenilor care stau în București. La ora asta sunt 8.000 de oameni la guvern, 8.000 de oameni la guvernul României. Îi cer primului ministru Ponta demisia. Demisia! Tot guvern! Astăzi, într-o emisiune, la fel s-a întrebat de ce, domnilor, s-a întâmplat această violență la Pungești. De ce jandarmii au bruscat oamenii? De ce ei păzesc o companie privată? Pentru că ei sunt plătiți din banii noștri și trebuie să ne apere pe noi de ei. Corect. Tot ei au blocat strada, nu? Omorătoare. Care-i treaba? Nea Smântână, unde ești? Domn prefect! Care omorât un om? Plângeri penale la toți le vom face și să răspundă sub incidența legii, inclusiv jandarmii care sunt niște habotnici. Că și ei au copii. Și au copii, au familii. Trebuie să gândească și nesupunerea unui jandarm când un ordin este abuziv, este legală. Scrie în legea de organizare a jandarmeriei române, pe care noi am citit-o, că ne-am luptat cu ei și am câștigat un proces. Vine sâmbătă un coleg al nostru. Poftim? Sperăm că au fost români, nu America. Da. Bravo! Bravo! Trebuie să ne apere pe noi de rău. Și noi cetățenii dacă spunem nu! Gazelor de șis, asta e voința noastră. Lupt, rezist! Gazelor de șis, lupt, rezist! Gazelor de șis! 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 Refuz! Rezist! Gazelor de șis! Refuz! Rezist! Gazelor de șis! Refuz! Rezist! Gazelor de șis! România! Trezește-te! România! La un moment dat a fost transmis, preluat de trei televiziuni în același timp, se transmitea direct